Comando către moarte, de Alfonso Sastre. Doiași. Unul. Luis, e rândul tău. Poftim? E rândul tău. Ai pierdut și ai doi, trage. Ah, hai. Da, da. Două dame. Hai, trage. Da. Patru, e bine? Îmi dai păhărelul? Nu, îmi dai păhărelul. Ah, da, ah, da, 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 scuze. Ce, cumva nu ți-e bine? Cred că trebuie să am un pic de temperatură. Așa, stai puțin să vezi că trece, stai, stai. Ah, nu, 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 prefer să... Dacă mă lungesc, mi-e mai rău, prefer să nu mă așez. O să-mi treacă. Cine trage? Eu. Trei popi. Ha. Doi. A, da. Și patru. Lui, ce ai pățit? Mă doare rău capul. Ieri trebuie să se fi întâmplat în timpul plantonului. Mi-a fost frig. Frigul nu-mi face bine de când eram mic. Mă doare rău. Așteaptă să-ți dau o tabletă. Ce faci? E o tabletă pentru Luis. Nu se simte bine. Ce are? Îl doare capul, e rău. Nu putem să-i irosim medicamentele. Dar șefule... Vorbesc în general. Dacă pe ăla doare așa de tare capul, îi dai calmantul și nu mai avem ce discuta. Și eu sunt miros, deși uneori nu par. Ceea ce vă zic e că situația asta se poate prelungi mult timp. Și nu suntem autorizați să cerem ajutor de la intendență. Comandantul ne-a dat provizii și medicamente pentru 2 luni. E notată data când începem să primim din nou. În februarie. Am înțeles. Vrei o țigare? Da. Ăla iar cântă. Da, se vede că îi place cântecul ăsta. Mă enervează când îl aud. De ce? Uite așa. Nu-mi place și gata. Taci, o să te audă și umblă cu țâfna în nas. Dar știu și ce-mi pasă. De ce nu stă cu noi? E un tip care nu-mi place. Ne tratează de sus bestia. Cu siguranță că se crede cineva și n-are decât un galon jegos de caporal. Dacă nu există cineva care să îndrepte lucrurile... Ce vrei să zici? Nimic. Știi, eu cred că cel mai bine e să nu ne amărâm viața cu ceea ce ne așteaptă sau nu ne așteaptă. Pentru că nu se știe nimic despre ceea ce se va întâmpla. A, de ce te-au trimis în comandul ăsta? Toți știm că ne aflăm aici pentru câte ceva. Asta e... Cred că ei îl numesc comando de pedeapsă. Un post periculos și foarte puține șanse de supraviețuire. E? De ce ai ajuns aici? Nu cred să fi fost un om virtuos, nu? Un îngeraș, adică. Nu, vezi bine. Fiindcă am maltratat niște prizonieri, cum zic ei. Și ce l-ai făcut? I-ai jupuit de piele? Sau le-ai scos cu grijă ochii? Nimic, ce te interesează? Lasă-mă în pace. Îi urăști pe oamenii aia, nu? Dușmanul, misteriosul dușman. Suflete orientale, rafinați și cruzi. Îi urăști, da? Din tot sufletul. Vei fi avut motive personale. Da. Foarte personale. Într-adevăr, personale. Dar tare fric trebuie să fie afară, nu, șefule? Ce vreme... Cum e mai ăstuia? Tot rău? Hei, tu, hai, gata cu poveștile. Da. Hei, Luis, cum îți este? Da, mie... Continuă să mă doară capul, e ca și cum aș avea ceva aici în partea capului. E o durere puternică. Lasă, nu-ți mai face grijă, să-ți treacă în post. E schimbul tău, hai. Schimbul meu? Da, schimbul tău. Nemișorul se miră? Trebuie să fii atent la ceas, știi doar. Sper să nu se mai întâmple. Nici eu nu sunt pază de școală, nici tu nu ești un grațios licear. Să lăs. Porți o haină militară, micuțule. Dacă nu ți-ai dat seama, o să duci rău cu mine. Șefule, mă încumet să vă spun că Luis e realmente bolnav. O să fac eu un lucru. Tu să taci. Șefule... Liniște. Și să nu te mai amesteci unde nu-ți fierbe oala. Hai, du-te tu, hai! Nu pot admite să se bolnavească un soldat ca o mironosiță. E ora schimbării santinelei și ora asta este sfântă. Înțeles. Ce frig e. Pedro,
Adu sticla aia, Cone. Șefule, nu cred că încă un pic de coniac ne-ar face rău. Doar un pic, cu frigul ăsta. Puținul pe care îl bem e pentru că este frig. Trebuie să fim atenți cu alcoolul. Soldații n-ar trebui să bea. Am văzut soldați exemplari pierzându-și respectul față de uniformă din cauza alcoolului. Dumneavoastră ați fost soldat toată viața? Da. Dumneavoastră sunteți un bărbat care n-a purtat niciodată cravată, șefule. Asta e adevărata mea haină. Și adevărata voastră haină pentru totdeauna. Haina cu care o să muriți. Asta e haina bărbaților. O uniformă de soldat. Noi, bărbații, suntem îmbrăcați întotdeauna așa, cămăși aspre și lenjerie care ține de frig iarna și de cald vara. Centuri, pușca pe umăr, celelalte sunt haine muierești. Dar nu e de ajuns să porți haina asta. Trebuie să o și meriți. Asta vreau eu să vă învăț pe voi, că ați obținut gradul de soldat ca să fiți capabili să muriți ca niște bărbați. Un soldat nu e altceva decât un bărbat care știe să moară. Și voi o să învățați lucrul acesta de la mine. E singurul lucru care vă rămâne. Să muriți ca niște bărbați. Asta învățăm în armată. Șefule, am auzit spunându-se că în armată se învață să lupți și să învingi mai presus de toate. Ca să lupți și să învingi, trebuie mai întâi să renunți la viața asta de câine. Voi n-ați renunțat, nu-i așa? Încă vă mai rămâne o dâră jegoasă de speranță. Nu sunteți soldați! Sunteți pleavă, gunoi, lasă că știu eu! Oameni care vor să trăiască și nu se supun discipline! Indisciplinați! Și mișei! Am nevoie de un comandă de soldați pentru moarte și îl voi avea! Îl voi face din voi! O să merg cu voi până la capăt! O să mor cu voi! Dar o să muriți curați, în perfectă stare de trecere în revistă! Dacă vă deranjează, o să vă treacă! E ciudat să te gândești că acum o săptămână nu vă cunoșteați niciunul. Dar eu vă cunoșteam pe toți. Și voi nici măcar nu puteați bănui existența mea, nu? Totuși, acum pentru voi, nimeni nu e mai real decât mine. Păi v-au dat cazierele noastre. Da, da, drăguțele voastre biografii. Soldat Javier Gada provine din regimentul de infanterie numărul 15, operațiuni la sud de lacul Onega. Adevărat? Da, de acolo vine. Era un iad de mitrali, ceva oribil. Nu-ți face griji. Ăsta e alt iad. Soldat Adolfo Lavin, compania antiblindate Sievsk. Îți amintești? N-am uitat. Andres Jacob, un recrut de la instrucție, din regimentul de la Lemberg, într-un comandă de pedeapsă. Tu ești? Da, eu. Soldat Pedro Reche s-a bătut bine la Harkov și Milerovo. Mulți prizonieri. Adevărat? Da. Tu chiar că ești un soldat, Pedro. Și te felicit. Dacă o să ieșim din asta, mi-ar plăcea să te revăd. Mulțumesc. Dacă vreți să știți, eu nu mă aflu aici ca să vă pedepsesc. Eu nu sunt altceva decât tot un pedepsit. Nu sunt un sfânt. Dacă aș fi fost, nu m-aș afla cu voi. Mi-au zis că dumneavoastră ați fi ajuns ceva mai sus în armată. Vreau să spun că v-au retrogradat. Era sergent, nu? Cine ți-a spus asta? Ce știi tu despre mine? Spune, hai! Puține lucruri. Sper să nu-mi fie rușine. Vorbește. Mi-au spus că aveți 3 cruci negre. Cum 3 cruci negre? Ce e aia? E simplu. Că v-ați încărcat cu 3. Nu e așa, șefule?
când erați sergent. Doi morți în acțiune și unul în timpul instrucției, așa-i? Da. Am ucis doi mișei. Pe unul pentru că a încercat să fugă. Asta s-a întâmplat în celălalt război. Și în ăsta s-a repetat istoria. Refuza să sară din tranșee. Și al treilea? Cu al treilea a fost un accident. Un accident? Da. Ce fel de accident? La instrucție. La lupta corp la corp. Asaltul cu baioneta. El a fost de vină. Era neîndemânat, s-a enervat. Nu știa să se pună în gardă. L-ați ucis. Chiar acolo, a rămas mort. Nu mi-am dat seama ce am făcut. Băiatul tremura și era palid. M-am furiat. L-am trândit la pământ dintr-o lovitură și nu mai știu ce s-a întâmplat. Am avut un atac. L-am dat gata chiar eu. Acolo, l-am dat gata, acolo. L-am străpus cu baioneta. Mă înfuriase. Era neîndemânatic. Un băiat palid. Cu pistolul, cu... Și acum... Când mi-l reamintesc, mi se părea că avea o privire tristă. Nu-ți face griji, băiete, nu se întâmplă nimic. Cu siguranță că ai răcit puțin. Ți-a scăzut febra, e semn bun. Lasă-l acum. Să vedem dacă adoarme. Ai auzit cum delira azi noapte? Da, bietul băiat. Cu siguranță că a avut 40 de grade. Ce lucru spunea? Mi-a fost teamă când m-am dus să-l caut. Era... căzut fără simțire. Omul ăsta e o brută. De ce l-a obligat să facă de planton dacă e bolnav? Și voi de ce l-ați lăsat să plece? Și tu? De ce n-ai venit dacă ai văzut că nu se putea ține pe picioare? Să fi adus tu! Să fi lăsat postul liber, da? Ăsta ar fi fost să stai să mă moare, e nebun! Nu cunoaște altă normă de conduită decât ordinele militare. Du-te tu să-i vorbești despre compasiune și dragoste față de aproapele tău. Are dreptate, Andres. Toată morala lui e scrisă în capitolele ordonanțelor armatei. Și dacă ar fi numai atât. Dar mai e și agresiv și jignitor. Ce are el de zis despre noi? Nu v-ați dat seama? Părea că ne amenință cu poveștile pe care le știe despre fiecare. Eu cred că nu-mi interesează pe nimeni viața celorlalți. Ce spui, Luis? Pe mine nu mă deranjează să spun de ce mă atât în acest comando. Am refuzat să fac parte dintr-un pluton de execuție. Asta e tot. Eu nu pot să ucid cu sânge rece. Ei o numesc nesubordonare sau mai știu eu cum. Îmi e tot un... O să mai refuz. Bine, 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 taci. Nu-i momentul să nu-ți crească febra. Ce ai tu de făcut e să te odihnești. Eu am vrut să spun... Hai, 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 te-am înțeles, taci. Privind cu atenție, e oribil ceea ce mi s-a întâmplat. Pentru un lucru sau altul. Asta e o capcană. Nu există ieșire. Nu avem scăpare. Asta e realitatea. Suntem un comando de condamnați la moarte. Nu, e ceva mai rău. De condamnați așteptăm moartea. Pe condamnații la moarte îi omoară. Noi trăim. Vă atrag atenția că există multe comandouri ca ăsta de-a lungul frontului. Doar nu o să credeți că suntem într-o situație specială. Ne aflăm la 5 km de avangarda noastră singuri în pădurea asta. Nu cred că e cazul să o luăm în glumă. Mie mi se pare o pedeapsă teribilă. N-avem altă misiune decât să provocăm explozia unui câmp minat și să murim pentru ca băieții cei buni din linia întâi să prindă de veste și să se dispună în poziție de apărare. Dar pe noi nu o să ne mai intereseze apărarea aia. Noi o să fim morți. Ce să zic, ești grozav. Parcă ai fi o cucuve. Da, e adevărat, Pedro. Ăsta e adevărul. Dar ce vrei să fac? Să încep să cânt? Imposibil să închizi ochii. Mie mi-e frică. Mi-e frică. Ține seama că eu n-am intrat încă în foc. Va fi prima oară și ultima. Nu-mi pot închipui ce înseamnă bătălie. Și e groaznic. O bătălie nu-i nimic. Ai trecut prin cei mai rău. Ce e mai rău? Regimentul, instrucția. 6-7 ore de mers prin soare când sergentul n-are milă de tine. 1-2, 1-2, iar tu doar să te trântești pe spate ca un animal deșelat.
fără pic de respect, stânga, dreapta, desfășurarea, un, doi, pas de voie, un, doi, un, doi, asta e mai rău, marșuri nesfârșite, fără sens, drumuri care nu duc nicăieri. Pentru mine, pentru mine cel mai rău e așteptarea asta lungă. 4 zile nu înseamnă cine știe ce așteptare și tu gata, nu mai poți suporta. Imaginează-ți că poate dura zile și zile. Mie mi se pare că trebuie să avem răbdare, să avem curaj deocamdată. O să mai vedem. Dar nu ziceau că ofensiva e iminentă. Eu mi-am și făcut în planul că o să mor și nu m-a mai interesat. Ne lichidează și gata. Dar aici poate n-ar fi război. Liniștea. Ha? Liniștea. Ne țin la loc, sigur, și râd de noi. Asta e, am căzut în cursă și vrem să auzim și noi ceva. Dar nu e, nu e decât liniștea. Poate că luni de zile. Cine? Cine o să poată rezista? Se zice că sunt cruzi și feroci, dar nu știu până la ce punct. Știm că ei cred cu fanatism în forța și în adevărul lor. Știm că ei ne cred corupți, bolnavi, incapabili de cea mai mică brumă de credință și speranță. Da, e adevărat. Înțeleg ce vrei să spui. Dacă am avea în față soldați francezi sau germani, totul ar fi altfel. Îi cunoaștem. Le-am văzut filmele, le-am citit cărțile. Le cunoaștem puțin limba. E altceva. Sunt teribili oamenii ăștia. Țara asta. Suntem foarte departe. Departe de ce? Nu știu. Departe. Eu mă duc. E rândul meu. Pe curând. Harie, ceilalți zic că tu ești... ești antipatic și că te crezi superior. Dar eu nu-s de acord. E adevărat că ai fost profesor universitar? Da. La profesor? De ce? De metafizică. De ce râzi? Păi da, îmi place. Profesor de metafizică și acum ești o porcărie. Ca mine, care n-am trecut de clasa a doua. Groapa comună pentru toți. Da, are haz. Nu, mie nu-mi plăcea să învăț. Adică, eu cred că mă îmbătam prea tare. Ajungeam să aiurez. Nu eram făcut pentru școală și nici să răspund serios la întrebările tâmpite ale profesorilor. Până când părinții mei au ostenit și atunci am plecat de acasă. Aveam 26 de ani și nu trecusem de clasa a doua. Și ai plecat de acasă, încotro? Mi-am întemeiat un cămin. Vreau să spun, m-am împreunat cu o fată. Nu eram eu în stare să câștig nici pentru mâncare, dar am continuat, firește, să mă îmbăt cu prietenii mei. Certuri dimineața, bătăi din senin, comisariat, căderi, sânge. Normal, m-am despărțit de femeia mea și am rămas... am rămas singur, singur. Uite, îmi place să te văd aici, în casa asta groaznică, cu formidabila ta carieră universitară, mereu cu coatele pe cărți, nu? O viață deosebită care se sfârșește la fel cu cea a golanului, a bețivului fără leac. Eh? Mi se pare că n-a meritat osteneala, prietene! Da, poate! Poate să nu fi meritat osteneala! Studiam pentru că trebuia să-i întrețin pe mama și pe fratele meu care învăța. Voiam să văd viitorul deslușit. Doream să câștig bani, cinstit și simplu, cum zici tu. Dar tu nu vedeai că munceai degeaba? Nu îți dai seama că ăsta avea să vină? Că în tot ce ne înconjoară era mascat războiul ăsta. Al treilea mare război al secolului 20. Poate că ultimul război. Atâtea cărți. Atâtea cărți și nu-ți dădeai seama de lucrul cel mai important. Nu, nu-mi dădeam seama. Eu stăteam în bibliotecă. Acolo nu aveam timp. Alarmele din ziare mi se păreau așa ziaristică. În fond eram convins că lumea era solid organizată, că nu avea să se întâmple nimic și că trebuia să lupt pentru viață. Eu nu aveam impresia asta de soliditate. Mi se părea că trăiesc într-o lume care se poate risipi în orice clipă. De parcă ne aflăm un vapor care se scufundă.
Nu merita o săneala să muncesc? Uite, și asta îmi convenea foarte bine. Îți dădeai seama de tot, Andres. Cel puțin, așa spun acum. Mi se pare că am avut dreptate gândind așa. În momente de astea unii simt nevoia să se justifice. Ce ai? M-am săturat. Vreau tărgălașă indicație de-a șefului, nu? Mi-a dublat plantonul de la noapte. De ce? Zice că m-a văzut șezând în post. Ce, nu-i adevărat? Ba da, și ce dacă? Pe deasupra e și scârbos, ne spionează, ne supraveghează până și cele mai neînsemnate mișcări. Așa nu se poate trăi, m-am săturat. Acum, în timp ce se îndepărta, mi-a venit chiar să-l împușc. Nu cred că numai pentru atâta. Da, să-l împușc, să termin cu el. Am fi rămas liniștiți. Puținul timp care ne mai rămâne de trăit, l-am fi putut petrece în liniște. Nimeni n-avea să afle niciodată. Și chiar de-ar fi ajuns să afle, pe noi nu ne-ar mai fi interesat. Ei, dar ce spui, ai nebunit? Nu sunt nebun. Chiar așa m-am gândit. Mie nu-mi pasă. Am făcut lucruri mai rele. Vreau să fac ce-mi place. E ultima mea dorință. Deșteptarea! Hai, sus! Gata, hai! Hai și tu, te obișnui cu boală. Hai, sus! La ordine dumneavoastră, șefule. Are dreptate, șeful. Ieri n-aveai febră. Bă, nu! Aveam... Hai, spală-te și intră în program. Urmezi programul de dinaintea bolii. Doamne, ce zi! Mi se pare că de Crăciun o să avem zăpadă. E foarte frig dimineața. Frigul ăsta îmi face rău pe urmă. Mă obișnuiesc, dar la orele astea mi se pare că sunt bolnav. Mereu! Șefule. Ce? Șefule, trebuie să spun că mi se pare insuportabil. Nu știu cui folosește să ne trezim la ora asta. M-am gândit de multe ori să-ți o spun. Nu sunt de acord cu orarul ăsta absurd. Îți place să ne chinuiești. Eu nu sunt dispus să mă supun capriciilor dumitale, pricepi? Sunt sătul! Bine, acum taci! Nu. Nu o să tac. Am început să vorbesc și voi vorbi. Mie mi-e frig la ora asta, frig și somn. De ce? Pentru că unui tip cu un mizerabil de galon i s-a năzărit să ne trezim la 6 dimineața. Sunt sigur că și ceilalți gândesc la fel. Nu-i așa, băieți? Nu are dreptul să ne facă chestia asta! Taci, imbecilule! Dă-mi drumul să-mi sătul de pe neam! Muier, ce sunteți! Ce bestie este! A tras-o bine. Mare minune dacă nu i-a rupt vreo coastă. M-a lovit. N-ați fost în stare să-l opriți. Asta mi le plătește el. De data asta. Nu o să fie nevoie să mă îmbăt ca să-mi iau pe suflet un om. Altă dată eram beat. Altă dată când? Sunt aici pentru că am omorât un sergent. Nu știați? Dacă mi-l iau pe suflet pe tipul ăsta, n-ar fi prima oară că îmi pătez mâinile cu sânge. Unde s-a întâmplat? Ce? Uciderea sergentului ăluia. La instrucție. M-am îmbătat la cantină și m-am întors la companie după stingere. Așa. Idiotul de sergent m-a provocat și i-am băgat pumnalul fără să simtă. N-am fost eu de vină, n-am știut ce fac. De data asta însă știu. Eu nu mă pun cu nimeni, dar știu să mă apăr. Poate că mă enervează și îl omor. M-a trântit ca pe o cârpă. Uite așa, totdeauna am intrat în încurcături urâte. Au băgat cuțitul în mine, am ucis un sergent. Acum, iată-mă, aici. Nu se vede nimic. Umbre. Se aud pași? O fi Adolfo, care vine să mă schimbe. E timpul. Cine-i? Cine-i? Nu e nimeni. Mi se păruse. Nu vine Adolfo. Ce-o fi? I s-o fi întâmplat ceva. Poate să-i fi surprins în casă. Eu n-am auzit nimic, dar poate. E posibil ca la ora asta să fiu singur. Înconjurat.
trebuie să mă gândesc la altceva. E Crăciunul. Da. Da, a venit timpul. Decembrie. Mama o fi singură. Mama o fi singură. Mâine e ajunul Crăciunului. E tare frig. Mama îmi punea un fular și îmi zicea să închid gura când ies, să nu răcești. Dacă ar știa acum că sunt mor de frig. Plantonul ăsta, vântul îți intră până la oase. De ce nu vine Adolfo? De ce nu vine? Au trecut 2 ore și ceva. Un doi. Un comando către moarte. Asta eram chiar înainte de a-i spune războiul. O generație condamnată în mod stupid la măcel. Studiam. Trudeam din greu și eram de pe atunci într-un gigantic comando către moarte. Generații condamnate. Fric, nu mai poate dura mult. Nimănui nu-i pasă de noi. Ne aruncam în prăpastie, perfect pregătiți, unul câte unul. Nu vreau să cad prizonier. Nu. Prizonier nu. Să mor. Prefer să mor. Mama, nu mă auzi. Mama! Mi-e frică. Sunt singur. Suntem 6, mama. Suntem singuri. Singuri. Asta te pune pe gânduri mai mult ca de obicei. Mie mi s-a întâmplat mereu. Mă întristează noaptea de ajun. Îmi stârnește întotdeauna amintiri. Te gândești la familie, nu? Mă gândesc la soția mea. Unde se află soția ta? Acasă, la Berlin. Acolo lucram ultima oară. Mă plăteau bine când a început războiul. Sălbatice ea. Au intrat în zona noastră și au comis câteva orori. Eu mă aflam în Belgia. Verificam niște mașini pe care fabrica noastră urma să le cumpere. Mi-am găsit soția. Fusese în mod violent. Am intrat în război ca să ucid. Nu mă interesa nicio idee, nici alta. Să ucid! Și ce ai făcut cu prizonierii aia? Nu știu, urlau. Eu râdeam ca un nebun. Îmi imaginam chipul soției mele plin de spaimă, siluită. Și treceam la altul. În baracă erau peste 100 de prizonieri. M-am liniștit mult. Acum sunt mai bine, mult mai bine. Mult mai bine. Domnilor! În seara asta mă voi îmbăta. Ce? Domnilor! În seara asta mă voi îmbăta. E Crăciunul. Ce vrei să faci? Îmi să-mi iau un pahar cu coniac. Ce? Ai dreptate. Putem cere voie caporalului să sărbătorim Crăciunul. Va fi cel mai bine. Să-i cer voie? Pentru ce? Nu o să ne dea.
S-ar putea dacă îi spunem. Ce să... Alcoolul este inamicul discipline și fel de fel. Andres, dacă vrei să ții un pahar, ia-ți-l. Eu te urmez. Cel căruia este frică să stea să se uite. Hai, hai, hai. Un moment! Un moment! O să iau și eu un pahar. Dar înainte trebuie să ne gândim ce o să-i spunem caporalului. Caporalului îi spunem... Îi spunem... Când era sete. E bun, nu? E foarte bun. Bine, dacă vă acompaniez, o fac ca să nu vă las singur față de caporal. Să se știe... Dă-mi, dă-mi. Hei, Javier! Vrei să închin cu noi? Bine, bine. Domnul să ne elibereze de toate relele. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Pedro! Pedro! Hai! Hai, nu merităm și noi acest mic divertisment. Fie cum o vrea Dumnezeu. Hai! Dar de ce râzi? De nimic. Mi-am dat seama deodată că nu e chiar așa de rău aici, așa că să mai punem un rând. Javier! Javier, ce e cu tine? Mi-e bine. Ne mai trebuie, ascultați-mă pe mine, ne mai trebuie patru fete vesele cu noi. Javier, pentru tine, dacă îți place, una blondă, înaltă, cu ochii verzi. Adolfo, fașa ta, mai curând micuță, dar frumoasă. Așa. O brunetă. Brunetă. Sunt brunetă, dar frumoasă. De acord? De acord. Pedro, pentru tine? Lasă asta, lasă o baltă. E o noapte frumoasă, nu-i așa? Bun, hai să facem ultimul toasă. La ordinele dumneavoastră! Și cu voi. Sunteți beți. Cred că nu. Nici nu mai poți vorbi. Sunteți netemi să purtați uniformă. Merita să vă scuip în față. Dar și asta v-ar plăcea. Șefule, ne gândim să sărbătorim. Da, asta e. Sărbători fericite, șefule. Să nu mă supărați azi. E ziua iertării și a veseliei. Pace pe pământ și glorie lui Dumnezeu în ceruri. Este o noapte pe care religia cere să o sărbătorești, șefule. Adolfo, nu te apropia! Nu te juca! Șefule! Să nu te apropii de sticlă! Nu! Așa. Acum e gata. Iar tu ridică-te de aici. Hai, ridică-te. N-a fost nimic. Nu trebuia să o faci. N-avei motive. Voiam să sărbătorim Crăciunul. A fost o greșeală, șefule. Nu mai putem trăi cu dumneata. Ce faceți cu cuțitele astea? Credeți că mă speriați pe mine, a? Afară din casă! Afară! Trebuie să tăiați-le imediat! Și tu du-te la planton, e rândul tău. Plantonul să aștepte! Javier, ai auzit? Du-te la planton! Javier! Nu te duce. Rămâi la spectacol. Să nu vă apropiați. Caporalul... Nu-și dă seama că suntem beți! Să nu vă apropiați! Suntem beți cu toții! E mort. Da. Gata? Da. În sfârșit. Noaptea asta mi s-a părut o veșnicie. Nu putem dormi cu omul ăla întins acolo pe esplanadă, neîngropat. Era ca și cum... n-ar fi murit de tot. Cine ieșea să sape o groapă azi noapte? Ce vânt și ce ploaie. O noapte care impunea respect și cadavrul acolo plouând deasupra lui. Cel puțin a început o zi liniștită. O zi liniștită, în sfârșit. Câinele odată mort s-a terminat cu turbarea. Asta faci cu un câine turbat, îl omori. Și asta era o pramatie. Ieri ar fi fost în stare să mă omoare și mai multe nu. Era o pramatie. Nici eu n-am putut dormi. Sunt foarte obosit. Și ce să facem acum? Nu trebuie să facem nimic. Să așteptăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
După ceea ce s-a întâmplat, îmi dau seama că ar fi putut să treacă timpul și ofensiva, neavând loc, în februarie, ar fi fost posibil să ne fi retras din acest post și să fim iertați. Mi-a venit odată în minte, acum, că nu mai există altă soluție. Ultima ieșire a fost închisă. Dacă nu există ofensivă, există Consiliul de Război. Consiliul de Război. Dar de ce? Dacă avem noroc și calmul de pe front continuă până în februarie, nimeni nu trebuie să afle ce s-a petrecut aici. Omului de legătură îi se va spune că șeful a murit de un atac de inimă. Când moare șeful unui comando de pedeapsă, imediat te gândești că n-a murit de moarte bună. Așa. Și se fac cercetări, se interoghează cu abilitatea inculpații și se caută corpul. Ar dezgropa cadavrul și craniul spart. Atunci, o cădere sau a dispărut. Da, s-a evaporat. A fost în cercetare și au pus mâna pe el. O fi prizonier sau cine știe, mort. Nu te obosi, Adolfo. Dacă ajungem în februarie, va avea loc Consiliul de Război. Asta te asigur eu de pe acum. Dar de ce? E prea devreme ca să-ți faci griji de asta. Sunt treburile mele, mă rog, idei de ale mele. Pe de altă parte, cel mai sigur e că nu vom ajunge în februarie. Pedro. Ne mai rămân 40 de zile de stat în post. Și dacă o să fie ofensivă, poate dă Dumnezeu să înceapă în aceste 40 Pedro, de zile. Pedro, ai nebunit. O să vedem. Pentru moment, dacă vă convine, să continuăm același orar de mai înainte. Pedro, aici a murit un om și omul ăla era caporalul. Și dacă tu crezi că totul va continua la fel, te înșeli. Eu fac ce-mi place și mie nu-mi comandă nimeni. S-a terminat cu ordinele și cu orariile. S-au terminat, cel puțin pentru mine, plantoanele. Și noaptea de acum încolo e pentru dormit. Te înșeli, Adolfo. Comandoul ăsta rămâne la postul lui. Și dacă nu ești de acord, încearcă să pleci. Auziți, băieți? Avem un nou șef. S-a numit el singur. Ascultă, Pedro, dacă vrei să ai soartă celuilalt, continuă așa. Mă ameninți? Nu, te previn. Păi, ei știu cum gândesc eu. Și dacă trebuie să ne vedem la față, o să ne vedem. Sunt soldatul cel mai în vârstă și iau comanda. Se opune cineva? Din partea mea poți să iei comanda diviziei. Mie totul. Poftim? Eu n-am de ce să mă opun. Îi auzi? Dacă așa stau lucrurile, e posibil să mă hotărăsc să fac o excursie. Cum o excursie? O lungă plimbare prin pădure. Unde vrei să te duci? Nu știu încă. Atunci? Dacă aici deranjez... Asta nu o să se întâmple. Ce? Să pleci! Nu, eu n-am zis asta. Am zis o excursie. Ascultă, Adolfo, să nu cumva să abandonezi postul. Auzi? Una ca asta să nu se întâmple. Din nefericire, am mâinile pătate de sânge și poate că un mort în plus nu mai contează la mâinile astea. Acum tu mă ameninți pe mine. Nu. Mă apăr. Bine. Bine, știi la ce mă gândesc? Că amândoi suntem tâmpiți. Dacă avem puncte de vedere diferite, nu trebuie să ne supărăm, nu? Ci să încercăm să ne împăcăm și să ajungem la un acord, ca bun prieten. Ce zici, Pedro? Da. Nu știu dacă mă înțelegi. N-aș vrea ca apucând-o pe drumul ăsta să ajungem să decădem și să ne transformăm într-o mizerabilă bandă de șarlatani, de asasini. Așa. Decazi atunci când nu mai e nimic de făcut, când nu mai poți face nimic util pentru ceilalți. Dar nouă ni se oferă o posibilitate stupidă să ne îndeplinim o misiune și o vom îndeplini. Eu nu vreau să ajungem să fim o bandă de tâlhari la drumul mare. Eu nu sunt un delicvent și cu atât mai puțin un asasin. Și nici voi. N-am reușit să fim fericiți în viață. Asta e tot. E groaznic că s-a întâmplat toată povestea asta, nu-i așa? Trebuie să ținem seama de cele petrecute, dar e groaznic. Era preferabil să suportăm impertinențele caporalului decât să ne gândim la moartea asta. Luis, tu nu trebuie să te gândești la nimic. Nici măcar nu trebuie să te amesteci în discuția noastră. Lasă-ne pe noi. Tu n-ai nicio legătură cu ce s-a întâmplat aici. Nu, asta nu. Sunt ca oricare dintre voi, Andres. Sunt alături de voi pentru tot. Inutil. Oricât de mult ai dori, nu poți fi ca oricare dintre noi. Tu nu erai în casă. Luis, tu n-ai scos cuțitul. Tu n-ai simțit fiorul pe care îl simți când omori un om. E bine, nu. Dar aș fi băut cu voi.
Aș fi pus mâna pe cuțit și l-aș fi lovit ca și voi dacă aș fi fost aici. Nu știu, nu ne putem gândi la cum ar fi fost. Eu sunt un bun camarad. Da, sigur, Luis. Te asigur. Nu-ți face grijă. Nu trebuie să-ți pese, Luis. Nu sunt de vină că am fost de planton la ora aia. Sunt sigur, dar nimeni nu zice nimic. Nu vrei să mă crezi? Te înșeli. Te înșeli, te cred. Pedro, vrei să taci? Ce ai? Nu poate omul să cânte? Nu. Cântă ce vrei, dar ăsta e cântecul pe care îl cânta uneori caporalul și nu-mi place să-l aud. Știți la ce mă gândesc? Că e prea de tot. Că nu mai putem continua așa. Zile în șir, tolăniți pe jos, stăvălindu-ne ca porci în murdărie. De ce nu facem ceva? O expediție sau ceva asemănător? O patrulă de recunoaștere? Ceva acolo? Și încotro? Încotro să o luăm? În orice parte e același lucru. În orice parte. Așa e nesănătos. Eu nici nu mai pot dormi. Și mor de somn. Dar nu reușesc să dorm. Groaznic. În câte suntem astăzi, știți? 10 ianuarie. Mi se pare că a trecut mult mai mult timp. Azi noapte am crezut că aud împușcături în depărtare și îmi plăcea. Am început să ascult să-mi dau seama dacă era adevărat. Aș fi vrut să fie. Însemna că mai există oameni ca noi pe lume. Și mie mi s-a părut că aud împușcături. Eu n-am auzit nimic. Nu, desigur, a fost iluzie. Vântul printre copaci. Noaptea parcă toată pădurea ar fi locuită. S-auz zgomote. La început mi se făcea pielea buburuze, dar pe urmă, na, te obișnuiești. Javier, te rog, vrei să răspunzi la telefon? Aparatul, Javier! Cu siguranță că e dragul nostru prieten Pedro, care trebuie să se fi gândit la ceva pentru seara asta. Un zaia fet, vii și femei! Știți cum e Pedro, băi? Javier, răspunde! Da. Spune, Pedro. Cum? Da, înțeleg. Ce? Bine. Voi repeta cuvintele tale. Ce? Lasă. Se zărește în depărtare un grup inamic. Cum? Probabil o companie. Ce? Cercetași. E posibil să fie avangarda ofensivei. Atenție la instrucțiuni. Da. Tu vei rămâne în post. La momentul indicat vei da semnalul pentru răspândirea în dispozitiv. Adolfo la baterie. Când explodează câmpul ieșim toți. Fiecare de poziția lui. Trebuie să ne vindem scump pielea. Da, de acord. Rămânem în așteptarea semnalului tău. A trecut? Ce trebuie să facem? Să așteptăm? Ce să facem? Sigur! Când Pedro o să dea semnalul, tu zici, gata, fac contactul și ieșim toți spre tranșee, de acord? Nu se aude nimic? Nu. Vorbește tu, Javier. Întreabă-l pe Pedro. Pedro, ce e? Avansează? Se mai văd? Nu răspunde. Insistă! Pedro, se întâmplă ceva? De ce nu vorbești? Ești acolo? Nimic. Ce-o fi? E ciudat. O fi lăsat un moment aparatul. Nu l-ar fi surprins? Nu cred. Nu. Dacă l-au surprins, poate că vin spre noi. Și nu ne vom da seama până nu se avem în spate. Taci! Așteaptă! Dar nu putem sta aici cu brațele încrucișate. Hai cu minte, stai să facem ceva. Încetează. E mai bine să o luăm spre tranșee. O să ne cadă în spate, Adolfo. Astâmpără-te. Nu putem sta aici. Calmează-ți nervii. Trebuie să stăpânești nervii. Nu se întâmplă nimic, vezi? Așteaptă, așteaptă. Nu poți, așteaptă, Adolfo. Da. Răspunde. Da. Ce este, Pedro? Ce este? O companie, da. S-a retras? Cum? S-a retras. Nu venea nimeni în urmă. O alarmă falsă. Alarmă falsă. Besmeții sunt uscați. Și abia de mai avem conserve și apă. În câteva zile nu vom mai putea trăi pe cont propriu. Economisind, avem pentru o săptămână. Adică până în februarie. Restul nu depinde de noi. N-avem de ce să ne facem probleme. Bun.
Pare că treaba o să se termine mai bine decât bănuiam. Ofensiva s-a evaporat. Va trebui să încep să mă gândesc la alte lucruri. Ar fi posibil ca toate necazurile să se fi terminat pentru noi. Nu vă dați seama? Năpasta se termină, prieteni. Pedeapsa se apropie de sfârșit. Într-un cuvânt, am avut noroc. Și nu cred că ne-am putea plânge. Cel mai sigur lucru este că ne vor retrage din acest post și or să ne ierte. Pedeapsa e cumplită. Nu suntem noi de vină, fiindcă nu ne-am ucis. Ne aflam aici ca să murim în ofensivă. Dei, dacă n-a fost ofensivă, ce era să facem? Nu cred să ne trimite în alt post de pedeapsă. E uimitor, Adolfo! E ciudat că te consideri curat și dispus să trăiești liniștit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vorbim? Există o socoteală nerezolvată, Adolfo. O poveste pe care nu o putem uita. Caporalul, nu? Da, caporalul. Nu știu dacă timpul petrecut aici a fost suficient pentru ca niciodată să nu mai avem remușcări față de ceea ce fiecare a făcut înainte. Dar știu că acum suntem vinovați de moartea unui om. Te căiești că a fost ucis caporalul? Nu! Vipera aia? Nu! Și e posibil că dacă totul s-ar repeta, eu să-l ucid iar pe caporal împreună cu voi. Dar asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Sunt dintre cei care cred că se poate ucide un om. Ascultă, Pedro. Dar se întâmplă că pe urmă trebuie să te confrunți cu crima. Ca om! Asta e ceea ce vreau să spun. Pedro! Eu nu zic că trebuie să uităm afacerea cu caporalul și să trăim în veselie. Nu. Cel care are remușcări, bine face. Și o să le poarte cu el toată viața, dacă e nevoie. Fiecare după conștiința lui. Da, acum e vorba să vedem ce e de făcut când se va termina povestea asta de aici. Trebuie să inventăm o istorie în legătură cu dispariția caporalului. La asta mă refer. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu? Cum vi se pare? Da, da, e cel mai bine. A plecat în dimineața de Crăciun și nu l-a mai văzut întorcându-se. Trebuie să ne amintim bine dimineața de Crăciun, să nu uităm. După micul dejun, cam pe la 8. Da, puteți continua născocind istorii. Nu se vă folosesc la nimic. Dar de ce? Pentru că mă gândesc să denunț moartea caporalului, așa cum s-a petrecut. Ce? Nu, Pedro! Ce? Pedro, asta e nebunie. E ceea ce mă gândesc eu să fac. Glumești, Pedro, nu-i așa? Nu poți vorbi serios, nu? Doar nu te gândești să faci ce ai zis. În niciun caz. Pedro, nu poți să te gândești la una ca asta. Vă mire? Pedro, ține seama că vorbim serios. Și eu vorbesc serios. Eu sunt unul dintre cei care nu se sperie de consecințele faptelor lor. Știu să mi le asum. Am pretenția să mi le asum. E felul meu de a fi. Nu, Pedro, nu vei face asta. Nu poți face una ca asta. Cum ți-a trecut prin cap? Te joci cu focul, Pedro. Mă joc? Eu nu știu să mă joc. Nu poți face asta. Nu poți. Ce zici că nu pot face? Dacă tu nu mai vrei să trăiești, nu ne poți convinge să-ți urmăm soarta. Eu nu conving pe nimeni. Eu merg singur încotro mi se pare că trebuie să merg. Voi faceți ce vreți. Dar să-i curată sinucidere, Pedro. Înseamnă să te predai plutonului de execuție. Nu. Nu-i treaba mea să mă predau plutonului de execuție. Că o să mor sau nu, e treaba lor să spună. Treaba mea se reduce la a declara participarea la o crimă care s-a comis în seara de Crăciun. Caporalul era totuși un om și ceea ce am făcut a fost o crimă, e clar? Pedro, eram beț, ține seama, nu, alcoolul. Nu, asta e altceva, știu, eram beț, alcoolul. Da, e adevărat. Nu voi spune nicio minciună, voi spune totul așa cum s-a întâmplat. Un sacrificiu inutil. Ascunde ceea ce s-a petrecut aici pentru a câștiga câțiva ani mizerabil de viață în plus, asta chiar că mi se pare un sacrificiu inutil. Pedro, acum te-am înțeles. Ha, nu e nimic din ceea ce spui. Nu e adevărat că ești mai om decât ceilalți. Nu e adevărat că te interesează ceea ce s-a întâmplat. Și nici nu crezi că meriți să fii pedepsit. E pur și simplu... Fiindcă vrei să mori. Ce spui? Fiindcă nu vrei să te întorci acasă. Pentru că după ceea ce s-a întâmplat, n-ai mai putea trăi cu soția ta. Deși tu n-ai vrea să te spovedești, asta e. Nu-i altceva decât asta. Despre ce vorbești? Despre ce vorbești? Ori taci, ori... Vezi, te-a durut pentru că e adevărat. Dar noi vrem să trăim. Tu crezi că nimeni n-ar vrea să trăiască, nu-i așa? Dar noi vrem. Noi vrem să trăim. Aș vrea să vă zic un lucru. În ciuda a toți și toate, în ciuda fricii voastre și a scrupulelor, Pedro trebuie să moară. Este unica noastră ieșire. E inutil să încercăm să-l convingem. Trebuie să terminăm cu el dacă mai vrem să așteptăm ceva de la viață. Pe de altă parte,
Nu-i chiar așa de groaznic dacă ceea ce vă înspăimântă este să o faci. O fac eu. O fac eu singur. Și nu-mi pasă pentru că știu că el vrea să moară și că așteaptă cu nerăbdare clipa când o să se afle în fața plutonului de execuție. Eu nu sunt de acord, Adolfo. E destul sânge și taci odată! Suntem în 30. În câteva ore poate veni patrula. Începe să fie periculos să rămânem aici. Mă gândisem că ar fi ușor să explic dispariția lui Pedro. Adolfo! Simplu, plecat cu caporalul. Amândoi, cu siguranță, prizonieri la inamic. Taci, Adolfo, e inutil! Bine, bine, bine. Atunci, n-am altă scăpare decât să părăsesc casa asta chiar azi. Și unde să mă duc? Prin pădure, spre munți. Toată țara asta e o capcană pentru noi. Deși, poate avem vreo posibilitate să ne salvăm. Care? Ne-am putea organiza pe cont propriu, pe pământul nimănui. Să ducem viață de gherilă, adunând provizii din sate, trăind în munți. Ne dau lipsă la apel în armată și gata. Cunosc grupuri care au trăit așa ani de zile. Și presupun că nu va fi rău de tot. Nu, Adolfo. Nu. Nu, nu, nici cu asta nu sunt de acord. Eu vreau să trăiesc, dar n-am chef să lupt. Nu mă simt în putere, Adolfo. Eu am decis să mă predau. Andres. Da. Nu e o ieșire plăcută, dar cel puțin voi trăi. În lagăre de prizonieri se trăiește. Și asta e tot ce te interesează? Da, da, da! Păi ești un tâmpit! Ascultă, Andres, mă faceți să nebunesc. Ce vreți voi? Sunteți toți împotriva mea. Ați abandonat destinul, nu-i așa? Ha, ha! Nu vreți niciunul să trăiți. Tu zici că da, dar e o minciună. Cine-ți spune ție că vei ajunge în lagăr? Probabil te vor vâna când te vei apropia de linii. Îmi voi purta un steag alb. Nu cred că vor trage. Andres, tu nu-ți dai seama ce-am putea face. De unul singur e greu, dar un mic grup înarmat. Am putea face atâtea lucruri. Pe munte există ascunzători. O să merite o senară. E cu putință chiar să ne meargă bine. Ascultă. Am hotărât, Adolfo. Și voi? Luis, tu? Eu rămân aici cu Pedro. Dacă aș ști că ajutorul meu ți-ar sluji, aș merge cu tine, dar aș fi o povară, ar trebui să comit violențe prin sate, să fur, poate chiar să ucid dacă țăranii ne-ar înfrunta. Nu sunt bun pentru așa ceva. Adolfo, iartă-mă, nu pot. Nu, că nu mă bizuiam pe tine, Luis. Nu trebuie să te scuzi. Faci bine că mă disprețuiești, Adolfo. Ai dreptul să mă disprețuiești. Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Și tu, Javier, rămâi? Da. Știi ce înseamnă asta? Împușcat. Da, știu. Deși pe mine e posibil să nu mă împuște. Pe tine? De ce? Treaba mea. O să declare Pedro în favoarea ta? Nu, nu e asta. Lui Pedro îi place să spună adevărul. Și atunci? Lasă-mă în pace! Sunteți doi tâmpiți! Andrei și cu tine! Zici cu groază împușcat și te duci să te vâneze ca pe o lichioană! La o bătaie de pușcă sau să te linșezi în orice sat! Celălalt! Vrea să trăiască și se duce să fie strivit între gardurile de sârmă ghimpată dintr-un lagăr. Toate sunt căi ale morții. Avie. Nu vă dați seama! E zadarnic să lupți! Ultimul cuvânt a fost rostit. De fapt, totul era inutil dintr-un început. Încă mai vreți să luptați împotriva destinului acestui comando, care nu înseamnă doar moarte, cum credeam noi la început, ci o moarte infamă. Așa de grei de cap sunteți încât să nu vă dați seama! Moartea caporalului n-a fost un fapt întâmplător. Făcea parte dintr-un vast plan de pedeapsă. Când trăia el, noi duceam o existență aproape fericită. Era suficient să te supui și să înduri. Ne făceam iluzia că ne purificăm și că ne putem salva. Fiecare își amintea de un păcat. Un păcat săvârșit la o anumită dată și în anumite împrejurări. Caporalul se afla aici ca să ne pedepsească. Și s-a lăsat omorât. Cum s-a lăsat omorât? Pentru ce? Pentru ca tortura să continue și să sporească. Pentru asta era aici. Ca să-l ucidem. Și am căzut în capcană. Pentru noi a fost decretată nu știu de unde o moarte murdară. Asta e tot. Luis? Ce? Ce-a făcut Javier în după amiaza asta? Nimic. A stat acolo și apoi a plecat. A zis că se duce să se plimbe prin pădure. De ce?
N-ai observat nimic deosebit? Nu. Dar că de aseară, de când au plecat Adolfo și Andres, n-a mai scos niciun cuvânt. Și nici nu va mai scoate vreunul. L-am găsit în pădure. S-a spânzurat. Cum? Mort? Da. La vreo 50 de metri de aici. De un copac. Când veneam spre casă, m-am lovit de el. Se bălângănea. Un sfârșit trist pentru bietul Javier. A trebuit să mă cață în copac ca să-l desleg. Era acolo... spânzurat. N-a avut putere să continue. Desigur, se gândea să o facă. Și acum, când e pe punctul de a sosi patrula, se vede că i s-a părut absurd să continue. Sau i-a fost frică. Și cum sfârșitul avea să fie acela, așa a hotărât să sfârșească pe cont propriu. Dar nu e același lucru. A sfârși astfel e mult mai rău. Înseamnă să te condamni. El se simțea condamnat. Se credea blestemat. Gândea prea mult. Asta l-a făcut să sfârșească așa. Într-adevăr, se pare că e un comando blestemat, Pedro. Pedro? Ce-o fi cu Adolfo și Andres la ora asta? Or fi ajuns departe? Lasă-i. E ca și cum i-ar fi înghițit pământul. Sunt buni pierduți. Suntem singuri, Pedro. Singuri în casa asta. Ce o să se întâmple cu noi? Și eu voi dispărea, Luis. Doar tu vei trăi. Nu, Pedro. Eu nu vreau să trăiesc dacă voi toți mă părăsiți. Nu există niciun motiv ca eu să fiu exclus. Pedro, își cer să spui. Luis a fost cu noi în seara aceea. Luis a ucis și el. Nu. Tu rămâi aici, în lumea asta. Poate asta să fie pedeapsa ta. Să rămâi, să continui, să trăiești și să păstrezi în inimă amintirea acestei întâmplări. Dar nu pot! Ba da, o să poți! Se va termina războiul și tu vei continua să trăiești. Vei întâlni noi prieteni. Te vei îndrăgosti de o femeie, te vei căsători. Trebuie să accepți tot. Și toate astea? Pentru ce? Ce-am fi făcut înainte? De ce-am fi meritat toate astea? Meritam soarta asta, Pedro? Nu trebuie să pui întrebări. Pentru ce? Nu există răspuns la întrebarea asta. Știi, eu abia vorbesc. Nu-mi place să spun vrute și nevrute, dar azi, când suntem atât de singuri aici, trebuie să spun că te admir și că țin mult la tine. Uite, uite, două țigări. Sunt ultimile. Vrei să fumezi? N-am fumat niciodată. Hai să fie prima oară. Îți place? Când o să vrei să-ți amintești de mine, va trebui să-ți aprinzi o țigară. Odată cu mirosul ei, casa asta va exista din nou. Ați ascultat Comando către moarte de Alfonso Sastră. Traducere de Mirela Petcu. Adaptare radiofonică de Felix Alexa. Distribuția a fost următoarea. Caporalul Victor Ebengiuc. Andres Dan Condurache. Adolfo Florin Zanfirescu. Pedro Eusebiu Ștefănescu. Javier Florin Piersic Junior. Luis Marian Ghenea. Asistența tehnică Ani Ștefănescu și Laura Mureșanu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Felix Alexa.